Salutare, oameni buni! De vreo 12 ani de când ne-am mutat la țară, tot visam și tot făceam planuri ce tractor ne-am luat noi și ce bine am lucrat cu un tractor ca țăranul la țară. Am încercat o vreme fantezia de a avea și cal și l-am cumpărat pe Iancu, dar n-am ajuns să-l punem la lucru că de-abia s-a făcut mânz mare și frumos, o trebuie să-l vindem că e cam greu de strunit un cal. În schimb cu tractorul, ia, l-am parcat la umbră și când avem nevoie de el, ne suim în scaun și plecăm la treabă. Astăzi vă arătăm ce lucrăm cu tractorul ăsta, e un UTB 445 și încă trebuie să ne mai învățăm cu el. Dar punem la lucru țăpușa pe care am finalizat-o până la urmă, am terminat-o de vopsit și am pus-o la punct. Și merem să aducem baloții să vă arătăm ce baloți aducem, de unde, cât costă și cum lucrăm noi cu ei până îi aducem acasă. Hai să începem! Strâne-te bine! De ce? E ăsta? E urechi. Dar nu de-a mele, de-a tale! Nu, uită-l că ești asigură de drum! Dar era o glumă, n-am crezut că chiar o să iei. Dacă nu mai glumi, mi-am luat mie. Oh, Jesus, poți să mă dau jos? Nu. Mi-e frică. Ajuns asta, jos. Da, mi s-a părut. Thank you.
pare un pic cam moale. O sper că n-o strâns-o pe ploaie. Poate o transpirat sau ceva. Ei, nu-i udă, dar nu-i... Da. O și plouat azi noapte, o ploaie bună. Am un sigur lăudat un pic și lateralul. O vedea. Fix, am mai puțin de opinchit, știi? Mm-hmm. Tractorul ăsta mai bine ne ajută. Hai să vedem unde e. Unde e gaura? Bun. Am intrat? Da. Da, am ucesit pe peritor. Am o merem la râu. Nu merem la niciun râu, că mai avem de adus încă tri. Că-i râul foarte aproape, mă, stai să ne bălăcim un pic și în râu. Hai repede să ne lotoșim un pic ca pe mere. Se vede că o plouat azi noapte. Oi, 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 ce udă-i pământul. O, ce cald de apa. Și ce curat, ai. Ai, ce bine e. Bun, hai să merem. O, Doamne. Hai. Hai că ți-o fă buzeta, tot pauză trebuie, tot pauză. Tu ai dat pe mine non-stop, să fie tot lucru, 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 știi? Hai, Antule, și fără bani. No, că ne-am răcorit un pic. Și am udăm viteza să ajungem acasă. Da. Nu-i mai așez, așa-i? Nu. Nu mai așez, las, mai învârt un pic. Cum o poapă e păstă, da. Se mai dă mișcă. Aha. Uh-huh. Dar tu nu mă mai chinui nici să te fac peritul. Da. Asta ca să nu uiți cum era. Pare ușoară treaba asta când un mutalău de 1,90 m împinge de aici, de ăștia. Dar foarte greu. Încă nu foarte, foarte, că dacă erau plini de apă să simța. Deci un pic pe deasupra pe poate. Dragilor,
De data asta cumpărăm 6 baloți de lucernă, coasa a treia. Am mai luat 6 acolo, coasa a doua. Și le-am dat și la capre și la bivolița Măriu ca să guste. Am văzut că le-a plăcut foarte bine, așa că avem ocazia să luăm de aici din sat, de la o rudă apropiată. Și 12 baloți de lucernă, atâta ne permitem să investim anul ăsta. Sperăm că anul viitor să putem să cumpărăm mai multă lucernă. Și în videourile viitoare o să vă arătăm cum o stivuim acolo jos. Mai trebuie să pregătim locul. Dar o să vă arătăm cum am pregătit locul și cum o așezăm acolo jos. Spuneți-ne în comentarii ce v-a plăcut. Ce ați văzut voi nou în video nostru și spuneți-ne dacă vă place tractorul nostru UTB 445, ce nume să-i dăm ca să ne fie mai ușor, că celălalt era tractorier, era o jucărie de asta, că atingea cu picioarele pe jos. Ăsta când l-am adus acasă, Andrei a zis, fai de mine, la ce tractor ți-ai luat? Am un păcând duce peridocul ăsta cu 3 baloți, parcă nici nu îi chiar așa mare tractorul. Dar e bine că se duce și 3 într-o tură ne ajunge. No. Vă mulțumim pentru vizionare, scrieți-ne în comentarii părerile voastre, un nume pentru tractorul ăsta și dați acolo cu like, foarte, foarte important, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Prietenul nostru Gavrilă, care m-a ajutat la niște reparații la tractorul ăsta, mi-a recomandat ca să curăț un pic radiatorul de la tractor și pentru asta el a zis să bag o mână de Dero în apa asta, într-o zi când am de lucru. Așa că ia și un pic de Dero și merge la treabă, cam până mai învârte el tractorul, o să se cureți acolo circuitele și după aia desfacem robineții și golim apa și punem apă nouă sau antigel. Spuneți-mi voi dacă știți iar de tehnica asta, oricare sunteți mecanici la tractoare, dați-vă acolo cu părerea în comentarii. Bine am făcut ori rău. No, filmează-mă așa cum mă duc și plângi după mine, bine? Hai, să nu plângi, că numai 3 mai aduc și viu acasă. Hai, și tu. Ce, tu s-o vini nepotul? Nu, hai odată. Ai văzut ce frumos am întors aici, pe loc drept? Nu. N-ai văzut ce ai? Mm-mm. Nici nu erai tu impresionată. Nu.